Tribunalul București a admis acordul de recunoaștere semnat de Adrian Bărbulescu, polițistul slătinean angajat al Academiei de Poliție Alexandru Ioan Cuza și procurori și l-au condamnat la un an de închisoare cu amânarea executării. Hotărârea nu este definitivă, putând fi contestată la Curtea de Apel București. Oficerul de fel din Slatina a fost pus sub acuzare după ce a amenințat-o cu moartea pe jurnalista Emilia Șercan. Potrivit anchetatorilor, Părbulescu a fost instigat de către rectorul și prorectorul Academiei să o amenințe pe jurnalistă pentru că aceasta continua să scoată la suprafață amănunte despre tezele de doctorat plagiate ale unor șefi din cadrul instituției. Cei doi sunt judecați penal într-un alt dosar. Anchetatorii susțin că Iacob Adrian și Marcoci Petrică Mihail, prorectorul și rectorul Academiei de Poliție Alexandru Ioan Cuza, i-au cerut lui Bărbulescu, subordonat în cadrul instituției, să achiziționeze mai multe aparate de telefon second hand și cartele preplătite pentru a transmite mesaje de amenințare persoanei fătomate.